începe această activitate, dragi mei colegi și distinși invitați, o să vă prezint, dar după ce se va intona imnul de stat, pentru că orice activitate așa începe, așa că, dragi copii, vă rog să vă ridicați pentru intonarea imnului de stat. Avem invitați importanți și din Ministerul Culturii, avem invitați și din Senat, și așa că o să încep cu distinsul domn Mihai Vasile, care este aici de la Ministerul Culturii, da, chef de proiecte la acest minister. Îl mulțumim pentru că nu este chiar drumul așa de bun și nici chiar așa de frumos de la București și până aici, și mulțumim pentru că astăzi se află în mijlocul nostru. Pe domnul Paul Cotrâneț, care lucrează la Senatul României, care a fost secretar de stat în Ministerul Culturii, aici lângă mine. Avem și invitate doamne, da, pe care poate o parte dintre voi le cunoașteți, poate nu. Avem doamna director din Consiliul Județean, doamna Scorțanu Alexandrini, da? Lângă mine este doamna director a școlii numărul 1 Moinești, doamna Popescu Care. Să-l avem lângă noi pe domnul director pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Profesor Olivian Bari, o parte dintre dumneavoastră a fost elevi, dacă mai sunt aici, sunteți prea mici, domn profesor de sport, da, a fost profesor la noi la școală, da. Și domnul Constantin Florea, tot reprezentant al Ministerului Culturii. Colegii mei profesori care sunt acolo, ne-am așezat ultimul ca să putem viziona ceea ce este aici în față și le mulțumesc foarte mult pentru că au putut să vină astăzi aici, și colegii mei din primărie care au venit aici, plus dintre prietenii mei, ca să anunț, să numesc pe toată lumea, mulțumesc Narcis pentru
ajutorul tău, pentru că altfel nu prea ne descurcăm. Așa că o să începem, activitatea la copii, ca să nu vă ține mult, să nu vă plictisiți, da? Voi da cuvântul domnului Paul Cotrăleț, da? Și ia să vedeți ce are de spus pentru această oră de istorie pe care o veți face astăzi la școala altfel. Deci vă rog să fiți foarte atenți, da? Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna primar, distinși doamne profesoare, domnul profesor, dragi copii. În 1952, părintele Teodoriu a pus piatra de temelie aici, în comuna Poduri, a bisericii din satul Cer. Atunci, în acele momente, a spus că acest lucru îl face pentru comunitatea de buni români. Dacă străbunicul meu a făcut acest lucru pentru această comunitate, m-am simțit și eu dator să încerc să fac și eu ceva pentru această comunitate. Încep prin a dona aceste busturi școlii din comuna Poduri. Busturile reprezintă doi înaintași ai Marii Uniri. Sunt sigur că cunoașteți, ieri a fost centenarul Unirii cu Basarabia. Aici găsiți bustul lui Gheorghe Pop de Băsești, a preotului Vasile Lucaciu. Despre ei veți afla în film ce va rula în scurt timp. Filmul se intitulează Marea Unire și parcursul României în cei 100 de ani. În film veți afla lucruri foarte interesante. Rugămintea mea, la fel ca și a doamnei director, e să fiți atenți, pentru că am pregătit și niște cadouri. Vor fi 3 întrebări la final, așa că, repet, vreau să fiți atenți. Nu o să vă spun în ce constă, o să poftim. Ai deja o întrebare? Veți afla că acești înaintași care stau aici în fața dumneavoastră, deci de aceste statuiete vorbesc, Gheorghe Pop de Băsești a ajuns la Marea Unire cu căruța. Era foarte în vârstă, iar după 2 săptămâni chiar a încetat din viață. Dar nu înainte să spună că acum poate să moară fericit, România mare trăiește. Sunt lucruri emoționante, lucruri pe care eu, alături de colegii din Departamentul de Identitate Națională, care le mulțumesc că au venit astăzi în comuna Poduri, le punem la dispoziția voastră. În partea dreapta voastră, stânga mea, găsiți și o expoziție foto dedicată Primului Război Mondial. Pe lângă aceste lucruri, vreau să scot în evidență încă ceva. Faptul că doamna ce stă lângă mine se luptă pentru această comunitate. Vreau să vă spun că cât timp am deținut funcția de secretar de stat, am colaborat extrem de bine. Ne-a pus la dispoziție un proiect de reabilitare a școlii tip Spiru Haret. Noi sperăm că actuala conducere a Ministerului va ține cont de acel proiect și vor demara lucrurile. Eu vă felicit, doamna primar, vă mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a veni aici astăzi în comunitatea pe care dumneavoastră o păstoriți. Și în semn de prețuire pentru tot ceea ce ați făcut pentru această comunitate, o să vă înmânez covorul dorului. Covorul dorului este în tezaurul UNESCO de la 1 decembrie, printr-o colaborare, printr-un dosar comun al României cu Republica Moldova. După cum am spus, ieri s-au împlinit 100 de ani de la unirea Republicii Moldova cu România. Eu vă înmânez acest lucru și pe lângă acest lucru și o brățară cu logo-ul centenar, să vă aduc aminte de acest moment unic în istoria României. Pe lângă cele 2 statuiete de care v-am spus,
o să las școlii din Comuna Poturi și o hartă, o hartă istorică dedicată unirii României cu Basarabia. Eu vă mulțumesc frumos că ați fost atenți, că sunteți prezenți astăzi aici. Vă rog să fiți atenți și la film, iar la final vom discuta despre cele văzute. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc pentru câteva momente și pe domnul Mihai Vasile din Ministerul Culturii să ne spună câteva cuvinte, dacă tot este aici în preajma noastră. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Doresc să vă spun că Ministerul Culturii a preluat Departamentul Centenar, s-a înființat o structură la nivelul Guvernului, care se ocupă anul acesta de celebrarea Centenarului. Celebrarea Centenarului este echivalentă cu ziua voastră de naștere. Toți ne naștem într-o zi, da? Și România Mare s-a născut într-o zi. Dar numai că o sărbătorim tot anul anul acesta. Și pentru aceasta, guvernul a alocat o sumă foarte mare de bani pe care o să cheltuiască pe proiecte, manifestări și acțiuni. Cam atâta vreau să vă spun și vizionare plăcută. Mulțumesc, doamna primar și... foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a fi aici. Nu este puțin lucru. Mulțumesc, Paul, pentru că te-ai gândit și la noi. Știu că ieri ai fost la școala 1 și știu că a fost foarte frumos și sper ca domnii care pleacă de aici să spună tot la fel despre noi, da? Că a fost foarte frumos și la poduri, da? Câteva cuvinte am să rog și invitatele noastre să ne spună, măcar așa, două, trei cuvinte ca să le auziți glasul, da? Să nu plece netaxate de aici, de la noi. Doamna director, mă rog. Bună ziua! Și este o surpriză pentru mine că am dat acest să vorbesc. Vreau să vă spun că ieri a fost un moment de istorie scris chiar în Cartea de Aur a Școlii Gimnaziale Ștefan Lucian Oinești, dar nouă ne place să spunem școala numărul 1, pentru că de-a lungul timpului am dovedit faptul că suntem școala numărul 1 și că ne păstrăm această tradiție. Eu personal voi duce mai departe această tradiție, cât voi putea și mai sus de puterile mele. O lecție interesantă, o lecție din care avem de învățat și să știți că valorile care au stat la baza unirii României cu Basarabia au fost încrederea, speranța, dăruirea, tradițiile, obiceiurile, cu alte cuvinte, identitatea națională. Mulțumesc mult! La mulți ani, România! La mulți ani, români! Oriunde v-ați aflat! Bună ziua! Nu știam că trebuie să țin un discurs, că altfel m-aș fi pregătit mult mai elevat. Dar vreau să o felicit, în primul rând, pe doamna primar, pe care o găsesc peste tot în județ. Am ședință la Consiliul Județean, este acolo. Merg la prefectură cu un proiect, este acolo. Deci absolut peste tot, în toate activitățile și chiar timp și de Facebook și chiar timp și de deznăpezit, rar mi s-a întâlnit să găsesc un astfel de om. Felicitări, doamna primar, felicitări pentru atitudinea responsabilă și determinată și pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea dumneavoastră. Copilași, vă urez o vacanță plăcută, o vacanță de primăvară, contra vremii de afară, dar să nu uităm de primăvara sufletului nostru. Vreau să felicit pe Sfântul Domnul la Minister, cu care a venit, vreau să încăpășească și de lecții de istorie, așa pentru voi. Copilași, să mulțumesc de asemenea doamnei director Fizionare de Bacău, a fost prezent doamnei director de la școala Ștefan Lucian Oinești și doamnei izdare și ceilalți care au venit astăzi la noi în comună. De asemenea, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales și școala noastră, școala generală Nicolae Șova, pentru a oferi acest proiect program în cadrul centenarului României.
am beneficiat și noi de acest program și vă mulțumesc pentru cele două statuete care vor fi în cucurie a noastră și am înțeles că doamna primar se bate la Părinești acolo, în Dumnezeu, probabil acolo vor ajunge aceste statuete și cu siguranță cred că va fi, programul va, ne va aduce aminte de acea memorabilă, de acea etapă a istoriei noastre care trebuie să rămână în sufletele noastre, referitor la unire, mare unire care a fost realizată în condiții foarte dificile, probabil o să arate filmul, mă gândesc, ce am înțeles la doamna director, că a rămas profund impresionată și de acest film și cred că și dumneavoastră și copiii și dumneavoastră ceilalți se vor fi la fel impresionați și un sentiment de... să avem și un sentiment de mândrie la nostru pentru tot ce e pentru trecutul nostru și de asta istoric, dar și cum mă gândesc să avem în vedere să ținem foarte mult ca și noi astăzi să fim la nivelul măcar la nivelul celor din trecut. În condițiile acelea atât de zice, s-a făcut mare unire. Astăzi facem ceva, i-ați văzut poduri peste Prut, nu? S-a încercat, guvernul a făcut bose pentru elevi din Basarabia, s-a încercat multe etape, dar probabil nu a venit timpul la etapa finală, când încă să facem unirea mare, nu? Basarabia, să fie alături de noi. Cum știți că 27 martie, nu? A avut această unire și, da? Și, dacă v-ați simt prea mult, mai trebuie să pânzim la urmă ca o dată. Vă mulțumesc! Vreau să mai am încă să vă spun. Acest film a fost vizionat pentru prima dată, pe data de 22 februarie, anul curent. Este un film realizat de către colegii de la Ager Press, Agenția de Știri Națională. Și prima vizionare a fost la Cinema Pro în București, alături de custodele coloanei, Principesa Margareta. Vă spun încă o dată vizionare plăcută și să fiți cu minți. Să fiți atenți pentru că cine o să știe ceva din film și este atent, va primi un premiu la sfârșit. O să primească câteva întrebări. Cine știe să răspundă, va primi un premiu, da? Deci vă rugăm să fiți atenți. Filmul o să înceapă acum într-un minut, da? Și la urmă, ca să fie treaba bună, o să dansăm și o oră a unirii toți, da? Bun, bine. Haideți, vizionare plăcută la toată lumea. Vă mulțumesc! Perfect legitim, unul firesc, unul de revenire acasă, unul de reîntregire a unui teritoriu rășunit cu forță. A fost un moment istoric de mare însuflețire românească. Unirea a fost așteptată. Italienii toți s-au făcut mai pe din partea lor. Și, adică unii s-au făcut potriva celorlalți, întunel în zăpadă. Și cum s-au făcut, moșul meu a vrut să se odihnească și a fit, avea așa o lopată, o vlecioră așa, care o purtau la vreo. Mulți s-au păstrat el la noi acasă. Și
o fit cu adăcă piciorului peretele de zăpadă să se odihnească un pic. Și când un fit, exact s-a făcut o gaură la italieni, ei să pau din partea alălaltă. Și atunci toți au fost atenți și noaptea au dat buzna peste italieni și au zis. Dragi copii, cred că mai aveți răbdare 5 minute, da? Asta este foarte bine. Nu prea ați fost voi chiar foarte atenți, dar probabil unul, doi dintre voi a fost atent pentru că urmează ca domnul Paul, care a deschis aici activitatea, să pună câteva întrebări și dumneavoastră să răspundeți, da? Uitați, s-a alăturat alături de noi aici și domnul doctor Cotrăles, da? Chiar dacă nu l-ați cunoscut, ați auzit sigur de dumnealui, nu? La părinții, la părinții voi și toți merg la spital, la Moinești, da? Așa că o să... Da, voi de ce ridicați mâna? Vă ridicați mâna, știți întrebările și răspunsurile? Da? Păi întâi o să vă întrebe și după asta o să vină răspunsul, da? Ca să nu supărăm, colegii, colegul care răspunde va primi un premiu ca să fie pentru clasă. Adică dacă va primi o ciocolată sau o bomboană, va împărți cu clasa, da? E bine așa? Că trebuie să fim, asta înseamnă să fim uniți, da? Să mâncăm toți dintre aceeași bucată. E bine? Acum, atenție, uitați să se dau microfonul domnului Paul Cotrăles și fiți atenți la întrebări, da? Ridică una numai cine știe, nu ridicați ca să spuneți toate baza cuorile, da? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna primar. Prima întrebare. Cine a condus Consiliul Național Român de la Cernăuți și a fost cel care a adus Bucovina în sânul patriei mame? Vă rog, fate acolo. Bravo! Te rog să vii să ridici ce vrei. Trec la următoarea mea întrebare. De ce nu a venit la locul faptei Artur Bach, fotograful angajat pentru a face poze la Marea Adunare Națională de Alba Iulia? Nu, n-a decedat. Haideți să mai vedem. Nu i-a plăcut ideea, nu? Bravo! Și a treia întrebare. Vină de rog să vă mulțumim. Domnișoara care a luat premiul primul, să vină cu ați deci totul s-a acolo la loc. Hai vină aici. Premiul. Deci, de la domnul boxor. Rămâi aici la noi. Întrebarea numărul 3. România Mare a încetat să existe odată cu dictatul de la Viena, prin care România ceda Ungariei Transilvania de Nord-Vest, și asemnării de către Ion Antonescu a actului de cesiune a cadrilaterului către statul bulgar. Este adevărată afirmația sau falsă? Cine a spus? Deci până la urmă este falsă sau adevărat? Adevărat? Cum facem de partajare, doamna primară? Da? Nu vorbim toți odată, pentru că n-avem cum să vorbim, da? Cei din față de aici care au spus că e adevărat. Din față, că din spate acum a spus toată lumea, da? Adică, lăsați că asta nu e problemă. Ce clasă sunteți? A treia, voi haideți la a treia, da? Și luați asta pentru voi, da? Și împărțiți între voi bomboanele, da? Felicitări pentru cei de aici, au fost primii care au spus, da? Hai stați aici, hai stați aici cu noi în față, da? Haideți, da? Da? Și acum, vă rog frumos să fiți atenți, de cei au fost primii care au ridicat mâna și care au spus, da? O să primiți și voi bomboane de la ei, da? Ca să fie treaba bună. Dacă nu vă spun, vine aici, că tu ai ascuns de față, vină lângă ei aici, da? Nu putem să sculăm toată sala acum să-i punem în față. Normal, nu? Da. Bine.
Vă mulțumesc, copii, că ați răspuns întrebărilor, că ați fost atenți atât cât ați, cât ați putut, da? Și ca totul să fie așa mai, să se termine așa frumos, da? Ia, o, două cuvinte o să-l ascultăm pe domnul Paul, pentru că o să-i dau lui... Vă rog să luați loc, nu se ridică nimeni deocamdată, da? Copii, vă rog să luați loc, pentru că o să vă ridicați și stați în fața domnilor profesori. Domnul profesor nu mai văd nimic aici, da? Domnul Paul, vă rog pentru a încheia, vă rog câteva... Vă mulțumesc, doamna primar. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a oferi aceste informații tinerilor elevi. Sper că ați învățat ceva nou astăzi, că spiritul patriotic a crescut puțin și vă mulțumesc pentru prezență și haideți să dansăm Hora Unirii, nu? Acum vă puteți ridica pentru a dansa Hora Unirii, da? Haideți toată lumea, nu vă duc, nu că stă pe scaun acum.